Primul lucru ce nu-l suport, nu suport oamenii care sunt la volan și în timp ce conduc, sunt pe telefon sau trimit mesaje. Nu suport copiii între 9 născuți și 13 ani, hai 14, cu telefonul în mână non-stop, everyday, în fiecare minut, în fiecare secundă. Du-te în morții mătii și trăiește-ți viața. Lumea stă pe telefon. E viață afară, nu virtuală. Numărul 3. Viața virtuală a copiilor. Urăsc viața virtuală a copiilor. Nu îmi place să aștept. Deloc. Nu suport să aștept. Deloc. Absolut deloc. Nu suport absolut deloc oamenii de gen feminin care se dau ceea ce nu sunt, gen toate pisipoancele și care dau dive și toți pulălăii care se dau mari macha. Nu îi suport. Urăsc. La fel de enorm bărbații care sunt cu mușchi și doar mușchii sunt de ei. Citește o carte. 7. Șoferii idioți de BMW care atunci când se urcă în mașină le-au luat mami șosea, prioritate și tupeu și nu-i suport. Sorry. Urăsc și detest oamenii care au impresia că atunci când au haine originale, ei sunt totul și dacă nu ai haine originale, nu ești om. The fuck? Urăsc foarte mult și detest la fel de mult caserițele care se mișcă în ce... Urăsc enorm de mult. Asta la numărul 10. Când fac ceva, îmi desfășor o activitate, să am haos lângă mine, să fie toate hulbuluc, toate buluc. Și dacă m-am pus la birou, trebuie să fie tot într-o parte, tot trebuie să fie curat, aranjat, sexy, nu, toate buluc. Și mi-i scoate din inserite. Urăsc enorm de mult atunci când pun un lucru undeva, lasă-l acolo. Pricep? Dacă am la vază și am pus-o 2 cm distanță de geam, lasă-l la 2 cm distanță de geam. Nu te pune să-mi o schimbi. Urăsc aia. Se eu pun vază la 2 cm, tu mi-o pui pe partea cealaltă. Exact un căcat. Urăsc chestia asta. Urăsc la fel de mult oamenii nepunctuali. Mi-ai zis că la 12:50 ai venit aici. Vii să-mi iei ceva de genul. Nu, păi mai aștept, deci eu ies afară, te aștept până la 50, la 50 eu-s gata, îs afară, trece 10 minute, jumate de oră, a, păi știi că nu știu ce, punctualitate, băga mea și pula, punctualitate, urăsc oamenii care nu sunt punctuali. Da, urăsc foarte mult. 13. Nu suport oamenii snobi, urăsc snobismul. Pupincuriștii, lingăi, îi urăsc și detest. Detest oamenii de la casă, caserițele, casierii, care atunci când merg eu sunt așa. Ei nu zâmbesc, ei n-au sentimente, nu, ei sunt... Bă, bună ziua, la revedere. Nu știu, bună ziua, la revedere, pa! Nu, pa! O zi bună, pa! O zi bună, pa! O zi bună, pa! Urăsc oamenii de la... Hai să citesc. Medici, asistente, oameni care lucră în administrația publică, la primării, la ghișee, în spatele ghișeului, care au tot timpul atitudinea aceea de ține, ai fută-i în gură și băga mea și ceva în gura lor. Fă! Noi vă plătim joabele! Fă! Noi vă plătim joabele. Că de asta voi sunteți foarte superior nouă. Mâncă-mi-o-ți. Pula. Pula, pula, pula. Sau, ceea ce nu mai suport sunt medici sau în sistemul Romanian și nu numai medical în care
Au pretenția cazale danșelor, ceva? Ca să te bagi pe tine în seamă. Bitch, the fuck, ai făcut 6 ani de facultate pentru că, hei, ai vrut să faci medic? Fă-te medic. Mă, te-au făcut medic? Suși pula, nu mai cere bani. Urăsc oamenii care se holbează. Ui, detest. 17. Urăsc oamenii care se uită la tine în farfurie să vadă ce mănânci. Încăcat mănânci. Și nu mănâncă și ei. Detest oamenii care fac pe banii mei. Pula mare, se cred. Cine sunt ei? Pe banii mei? Nu faci ce vrei tu. De asta urăsc oamenii. Da, și chestii care mă enervează. De asta urăsc eu oamenii și chestii, toate așa mă enervează. Și mă scot din sărite. 19. Chestia asta am văzut-o la Kaufland. Nu suport și mă enervează extrem de tare. Este deranjant, este insuportabil. Să vezi cum oamenii, pentru că toate chestiile așa sunt făcute de oameni, așa, cred că ar trebui să se numească tot ce urăsc eu la oameni. Așa? Deci, tot ce urăsc eu la oameni este atunci când te duci la Kaufland, băgă-mi și picioare în capul tău, și vrei să-ți iei pâine. Și cu mâna așa, fără pungă, fără mănușă, că de-asta puse mănușile și pungile acolo ca să fie, frate, să duci la ele, muzea eu. Așa? Te și pui mâna pe o pită. Mai ești pe a doua și pe a treia. Pune, frate, pe toate, că după aia altul vine și mâncă. Pungi în câții mătii. Luați-vă pungi. Băgați-vă mănuși pentru că alți oameni mai ia din chestia aia. Vrei să-ți iei o chestie sau ești la masă? Vrei să-ți iei o prăjitură? Îți pui labele tu tale jegoase. Nu știu cine dracu ți-a fost mâna. Îți pui toate labele tale pe acolo. A, că nu vrea, că nu vrea. Și tăi ți-ai înșira microbii și jeu. Dezgustător. 20. Nu îmi place rozul. Deloc. Detest clisa în mâncare. Detest enorm de tare atunci când vorbesc cu cineva și el nu e atent. Eu vorbesc, eu vreau să-i transmit ceva și el nu e atent. The fuck? Detest oamenii insistenți. Insistenți. Detest cel mai mult de tare și foarte tare posesorii de iPhone care cred că iPhone-ul este cel mai bun telefon din lume. Bă, e un telefon. Nu vă mai dați mari căcați locuri, aveți iPhone. Pentru că, da, e bun, dar nu vă mai dați mare. 24, cred că e. Da, 24. Sunt preferații mei, detest, din toată inima îi urăsc, din tot sufletul și ceva, tăia gâtul, le-aș face ceva, pentru că nu suport oamenii care au 100 și mii de facultăți, iar ei nu știu să vorbească. Ei merg la magazin, dați-mi vă rog, extrem de frumos, extrem de maleabil, o felie de pâine, o felie de nu știu ce, deoarece, de notă, the fuck? Vorbește dracu normal, vorbește normal. Ai făcut 7.000 de facultăți, nu ai niciun fucking drept să te crezi superior celorlalți. Băga mi-aș ceva în capul tău de superior. Nu suport oamenii care se dau superiori, care ori citi și un căcat 3 cărți la viața lor și ei sunt Einstein, iar atunci dau un exemplu din propria mea viață. Atunci când i-a cerut buletinul, el a zis, nu i-a dat buletinul, nu, a zis să-i zică numele, i-a dat buletinul, am stricat momentul, da. Cum te cheamă? A, păi stai să mă caut un buletin, the fuck? Sau atunci când zici, cum te cheamă? A, păi mă cheamă așa și el aud, ăla alt, aude alt nume. A, păi nu este articulat. Fii-mi iar scârbă de pula care a fost la curul măta. Nu vă mai dați superiori că nu vă suport.
Nu suport oamenii care fac risipă de mâncare și atunci când... habar n-am cum să zic. Ești într-un film, tu ești la un film și cineva se găsește, hai să facem o bătaie cu mâncare. Nu suport chestia asta. Nu faceți risipă de mâncare. Băgă-mi și picioarele în voi. Mai dați și la alții, frate, ăștia care aveți. Eu n-am acum, eu chiar n-am. Dați voi, frate, ăștia care aveți. Voi ăștia care vă scălzați, băgă-mi și picioarele în bani. Dați la alții să mănânce. Nu vă jurucați cu mâncarea. Detest risipa de mâncare. Risipa de mâncare. Hai că și o arunc pentru că, da, s-a stricat și chestii de așa. Dar nu suport oamenii care fac risipa de mâncare. Sau risipa de mâncare! 26. Urăsc violența de orice fel. Orice fel. O detest. Iar cei care sunt așa, cum se zice, violenți, au probleme cu capul, sunt duși cu căruțul, nu cu pluta, pe Bistrița sau pe Dunăre și nu judecă absolut deloc pentru că violența nu rezolvă nimica cu violența, dragilor. Respect pentru voi ăștia care sunteți violenți. Detest oamenii care judecă fără să cunoască pe nimeni. Îi urăsc din toată inima. Și sunt e lumea plină. A, că ai avut așa. Ai văzut-o pe aia ce a făcut? Va, e un loc cu ei. Nu mai vorbiți. Gâții mamii voastre. Nu mai vorbiți. Gura. Gura. 28. Urăsc oamenii care se dau mai presus de ceea ce sunt. Adică toată viața ta ai fost un gunoi, ai dat de bani și te-ai ajuns. Gâții mătii, te urăsc. Comportă-te normal. Te-ai ajuns. Gâții mătii, te-ai ajuns. Detest până la cuțit. Oamenii care te descurajează. A, nu ești bun de nimic, nu ești. A, nu îi suport. Punct. 30. Detest părinții care le suflă copiilor în cur. Vă detest, îngâții mamii voastre. Vă detest. Din tot sufletul. Doamne. Asta e o mare plăcere să vă detest. Pe toți. Vă detest pe toți. Da, bonus. Asta e 31. 30 prim. Vă detest pe toți. 31. Oficial 31. Detest oamenii care au fraza. Tu știi cine sunt eu? Vă detest. Urăsc dezordinea de orice fel. De orice fel. 33. Răzbunare. Oamenii care se răzbună. Ah, mi-ai tăiat cablul. Mâine te bag în spital. Nu mai fiți proștilor așa răzbunători. Că sunteți oameni, gâții mamii voastre. Mai iertați, dracu și voi, da? Mai evoluați, mai cărți, da? Detest oamenii care sunt doar pe interes. Vă urăsc până la cuțit, până la șuncă, până la os. Cu riscul de a mă repeta, 35. Urăsc oamenii lingușitori. Trăsesc despre pom de pe promptă. Lingușitori. Falși excroci, oamenii care vor și tot timpul caută să facă rău, înșelăciune, înșelăciune, vă detest din tot sufletul meu. Cu zâmbetul pe buze, vă detest, vă detest. Detest cerșetorii, urăsc, mă enervează cerșetorii. Poți să lucrezi, marș la dracu și lucrește, lucrează. Du-te și lucrează, dragule. Du-te și lucrează, nu mai cer și... Am înțeles că mulți poate nu pot. Auzi? Dar pe aia din Africa cine îi ajută? A, păi bogați, ia să-i ajute ăia care sunt meleardari. Vă detest. 38. 7. 37. Oamenii care habar nu au să scrie. Iar tu scrii la începutul cuvântului î din a. Iar cuvântul este înainte. Iar tu scrii î din a sau în loc de c normal tu pui capa, pui y-uri unde nu trebuie, nu știi să pui 2 de i unde se pune the fuck? Școală, frate, școală, cărți. Cărți și școală, găsim mamii voastre. Cărți și școală. Preferata mea. Asta chiar este oficial 38. Detest. Urăsc
Mă enervează până la sânge, îmi face sângele să puște. Oamenii care postează pe Facebook când maltratează copii, când își bat copiii, când se bat, când înjosesc pe cineva. De ce mai trăiți? Cine v-a dat acces la internet și de ce mai trăiți? De ce mai trăiți, frate? Dacă voi asta faceți, nu înțeleg de ce mai trăiți. De ce nu muriți? Duceți-vă și muriți. Nu glumesc. Dacă postați tâmpenii din aștia, de ce mai trăiți? Duceți-vă dracu și muriți. Da. E plină lumea de proști. Bărbații, 39. Bărbații care se comportă cu copiii lor ca și cum ar fi niște câini, niște animale. Ți-au plăcut să te fuți în gâții morții mamilor tăi? Mă enervez deja. Hai să luăm de la capăt. Deci cum era? 39. Bărbații care își... nu pot să fac asta. Vă urăsc. Vă urăsc, vă detest. Dacă v-a plăcut, frate, să vă futeți. Aveți dracu grijă de copilul ăla. Și nu vă mai comportați cu copilul ăla de parcă n-ar fi a vostru sau vă comportați cu el ca și cum ar fi un câine sau un animal. Nu ai vreo copii? Nu te fute. Nu îți băga ceea ce nu trebuie în altceva ceea ce nu trebuie. Sau folosește dracu prezervative. Sau anticoncepțional. Bea-le tu! Bea-le tu! Oare cine le dă... Cine educă bărbații ăștia, frate? Hai că pe mine m-am educat. Eu pe mine m-am educat. Am luat de la alții, ba una, ba alta, m-a făcut mai bun. Evoluez. Pai, că poate nu evoluezi 100% în fiecare zi sunt wow. Bă, dar alții sunt proști. Bă, sunteți proști. Și nu vă mai bateți, frate, copiii. Că nu îi nici, nu îi ajutați. Îi traumatizați. Vă zic din propria experiență. Îi traumatizați, proștilor. Cine vă dă internet și cine vă educă? Cine? 40. Exact același subiect. Părinții. Acum sunt părinții. La numărul 40 sunt părinții care nu știu să-și educe copiii. Citiți cărți, dragilor. Este fucking secolul 21, anul 2020. Mai citiți dracu niște cărți. Educați-vă copiii cum trebuie. Nu le mai suflați în cur. Și educații. Da? Deci în alte țări copiii sunt wow, aproape wow. Doar la noi în țară copiii... Au văzut că ăla a făcut nu știu ce. Educați-vă, dracu, copiii. Și nu vă mai bateți, frate, copii. Pe bune. Că nu îi ajutați nimic. Ce scrie la 40? Părinții violenți urăsc asta. Care își educă copiii cu... Habar n-am ce scris acolo. Cu bătaia. Asta e. Vă educați copiii cu bătaia. Wow, ai luat un 4. Mamă, păi mâine rup scaunul cu tine. Sunteți niște proști. Vă zic eu personal, din toată corazonul meu. Sunteți niște proști dacă considerați chestia asta relevantă. Hai că vorbesc și eu așa ca oamenii zobarilor. Relevantă. A luat frate un 4. Și? Dacă luat un 4 ce? Mâine iau un 2, mâine iau un 3. Lasă frate să se umple. Înseamnă că nu-ți faci tu bine treaba sau nu-i place. Ori, problema e pe partea cealaltă, la profesor, că poate nu-l suportă. Mai știți și asta? Proștilor, gândiți, educați-vă, dezvoltați-vă, informați-vă. Oh, Doamne, mi-ar scârbă. Cred că este 41. Mergi pe stradă cu ochii în telefon. Hai că și-o mai fac aștia, dar totuși văd exact unde. De fapt, bă, eu nu mă acuz pe mine pentru că nu sunt tot timpul cu ochii în telefon. Dar urăsc, detest oamenii care sunt cu ochii afa, în telefon, frate, în telefon. Ah! 43. Urăsc, detest, până la sânge, în sânge, până la os, până unde vreți voi, până în univers, până la Dumnezeu și înapoi. Hai să nu-l băgăm pe Dumnezeu. Oamenii care judecă alți oameni că citesc. Adică proștii judecă deștepții. Respect. Preferații mei. Detest oamenii care fac poze neclare.
Nașpa. Neclare. Fucking nașpa. Fără niciun fucking subiect. Și le postează pe Facebook. Și îți mai scrie incorrect gramatical, fără virgulă, fără punct, că ați trăit în pom și ați făcut română, limba și literatura română cu femeia de servici. Nu mai postați, frate, dacă ai făcut și tu poze la o sarmală care arată nașpa și mai e și poza și neclară, nu mai posta. Nu mai posta. La 45, detest oamenii care se bagă în fața ta la coadă. De ce faceți asta? Îi urăsc. 46. Detest oamenii care blochează ușile de la tramvai, de la tren. Bă, când vrei, frate, să intri, dă-te dracu de acolo, dă-te, vă urăsc. Este un gen muzical adorat de mulți, detestat de alții. 47. Detest manelele care au versuri de căcat. Hai că altele sunt bune, dar sunt alte versuri care sunt de căcat. 48. Absolut preferatul meu, 48. Ah, care zice așa? Deci, să începem cu detest. Urăsc, mie se face scârbă, vomit, să vomit pe tine. Cei care cred că atunci când ești la școală și vrei să-ți plecați de la ultima oră și zice unul: a, lasă-mă că nu vă pune absență. Ba, vă pune. Chiar îți spune, la toată clasa, că nu e greu să treci dintr-un capăt al catalogului până în celălalt capăt al catalogului. Ba, vă pune absență, proștilor. 49. Mințitul. Nu mai mințiți. Bine, nu mai mințiți. Pentru că la un moment dat o să uitați de propriile voastre minciuni și v-ați făcut de căcat. Numărul 50. De fapt, aici era scrisă o altă chestie. O modific. Crea bradul de plastic de Crăciun. E bun, da. Dar acum, pentru că, hei, este ianuarie, s-a terminat Crăciunul. S-au tăiat chile de brazi. Ca acum să stai în fața tomberonului. De ce? Cumpărați-vă brazi de plastic, bine? Vă detest ăștia care luați un brad, îl țineți 3 zile, astea fac în bradul și l-aruncați lângă tomberon. De ce mai trăiți? What was the reason? 51. Uah, nu știu cât de personal o să e lumea asta, dar nu îmi plac bărbații care se îmbracă ca femeile. 52. Profesorii că urăsc profesorii care dictează. Cine mai scrie în halul ăsta? În caietul o să fie 53. Scrie uniformele școlare, dar nu sunt uniformele școlare. Că nu detest uniformele școlare. Acum am început să iubesc uniformele școlare și să detest oamenii și elevii în principal care se duc la școală, ca și cum ar merge la dracu să îi ia. 54. The fuck? 54. Bărbații libidinoși, exagerat de perverși, care fac poze la fete sub fustă. Bă, dude, ai probleme aici. Ești psihopat. Dai să fii psihopat. Ai probleme psihice. Ești prost cu PS. The fuck? Du-te, frate. Vrei să vezi la aia chiloții? Vorbește, frate, cu ea. Vrei să-ți opui? Vorbește, dracu, cu ea. Ți-e frică? Ah, perverși. A, dracu, perverși. Fricoșe, dracu. 5, 10 și 5. Cei care nu au auzit în viața lor de gumă de mestecat și pastă de dinți și periuță de dinți și du-te, dracu, să te speli pe dinți că-ți pute gura canalizare. Urăsc oamenii aia.
56. Detest. Nu suport. Mor când aud. Faza cu ești tânăr. Și ce dacă sunt tânăr? Înseamnă că sunt prost dacă sunt tânăr? Așa scrie aici. The fuck? Adică e ca atunci când mergi în tramvai să vină baba lângă tine. Ah, că tu ești tânăr. Și lasă baba să stea. Fă, dă-te dracu. Eu lucrez, tău cum stai la pensie. Nu te grăbește nici dracu niciunde. Nu este lipsă de respect. Da, hai că poate e parțial. Stai în picioare, fă. Stai în picioare. Lipește-te de geam. 57. Babele. Tot de babele. Deci urăsc babele. Detest babele. Care merg și ele 3 stații, frate. 5 minute, să zicem. Și vine să capura asta lângă tine și se uită, mai se uită așa, așa la tine cu ură, cu ciudă, că iar vrea să te iei jos și tu nu îi dai locul. Stai în picioare, fă, stai în picioare. Aviz la ce am zis asta. Era un film postat pe un filmuleț scurt, postat pe Facebook, când erau două proaste, mă, că altfel nu poți să le zici. Două proaste, cred că l-ați văzut și voi. Două proaste, proaste, cum mai, deci, să nu mi-au hate, că oricum nu-mi pasă. Erau ucrainienice sau rusoice, pentru că vorbeau rusă sau ceva. Prost poți să fii în orice nație, da? Așa. Și alea făcea, că uite ăsta, nu ne lasă să stăm, că nu știu ce, că ăla asculta muzică. Și nu știu cine era, ba, era tot un bărbat care, nu știu, l-a atenționat pe ăsta ca să se ridice, să lasă babele. Ăla care avea un picior. Și codile, dracu, de babe împuțite, fi mi-ar scârbă de voi. Urăsc să mă trezesc de dimineață, urăsc alarmele, urăsc să lucrez, urăsc unde lucrez, urăsc oamenii ăștia proști, urăsc că ați făcut viața pe pământ un calvar. Mulțumim. 59. Detest filmele cu violență. Nu le mai faceți. 60. Mamă, ce lumină. Detest să mă contrazici când știu 100% că eu am dreptate. Când nu am dreptate, nu comentez prea tare. Dacă n-am dreptate, taci, dracu. Urăsc foarte tare oamenii care vorbesc în 7000 de limbi și nu înțelegi niciuna. Vorbește, frate, doar una, bine? Preferații mei. 61. Oameni la care mi-e scârbă doar să mă uit. Ai plecat 3 luni în Italia, în altă țară. Și te întorci în România. Și uiți să vorbești. De ce mai trăiești? Să-mi fie scârbă de tine, mă, să-mi fie de scârbă, scârbă. Oamenii care au 62. Oamenii care au mono sprânceană, care au sprâncenele mari, groase, atât ai părul până pe aici. Pensează-te, frate, bine? Pensează-te. Dă-o dracu pe Dana Budeanu, că cine se pensează, pensează-te care sunt nașpa. Nașpa, îți zic eu. Tot la sprâncene. Nu vă mai pensați subțire. Arată nașpa. Vrei să te pensezi subțire? Ia-le de tot, tatuează-le. Sfat. 63. De care de fapt e 4. Crăciunul fără cozonac, sarmale. Nu. N-are noi, meu. Ori n-ai sarmale, ori n-ai cozonac. Măcar unul să ai. 64. Oamenii care habar nu au ce reprezintă Crăciunul și ce reprezintă Paștele. Mami voastre. De Paști mâncăm miel. Toți. Deci se taie cantități industriale de miei criminalilor. Iar
De Crăciun mâncăm porc. Da, asta știu oamenii. De Paști mâncăm miel, de Crăciun mâncăm... Să vă ia de proști. Da. Unde eram? 65. Am căști în urechi. Și tu te pui ca prostul să vorbești. Bă, și vorbești, și vorbești, și vorbești. Acela este rostul căștilor. Să nu te aud. Să nu-ți aud prostia. 66. Detest oamenii care vorbesc tare. Detest. 67. Oamenii care... care mai tăcesc, dracu. Nu poți să taci. 5 minute taci. Ține să taci. 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 Detest copiii care vor... Și aia, 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 și mami și tati trebuie să le iei, pentru că mami și tati sunt proști și nu știu să zică nu. Detest să-mi controleze cineva viața. La 69, în timp, în același timp în care detest să-mi umbli prin locuri. Nu mai umbla prin locuri. Că știu că mi-ai umblat și te detest. Te urăsc. 70. Oamenii neserioși gen Mașec. Ți-am zis să-mi faci adresă. Trec 6 luni și tot nu am. Ai un singur job. Fă-ți-l. Detest glumele proaste. Nu mai faceți glume proaste, nu mai faceți glume pe tema războiului, religiei și a lui Dumnezeu. Urăsc popii în curiștii. Urăsc oamenii care au pretenția să-i respecti când ei se comportă ca niște gunoaie cu tine. Vrei respect? Respectă-mă și învață să respect respectuos. Jigodie, mi-ar scârbă de tine și de mă, dacă te-ai educat nașpa. Detest oamenii care mestecă gumă cu gura deschisă. Nașpa. Sunt în baie și tot detest oamenii care mănâncă cu gura deschisă. Trebuie să vadă și dracu ce mănânci tu, nu? 76. Needucații, că altfel n-am cum să le zic, care râgăie ca porci și ca toate vitele în public. În public. Porcule. Detest oamenii care după ce i-ai ajutat, nu zic mulțumesc. 78. Sau te rog, oamenii, ce scrie la 78, sau te rog, nu există dă-mi și mie, dați-mi și mie, că nu te duci la măta și zici dă-mi și mie, fă, nu? Educație. Scârbă. 79. Nu urăsc asta, dar eu râd la orice. La orice. Urăsc vânzătorii care au intrat în magazin și sunt după tine, că wow, poate le furi ceva. 81. Bărbații care înșală. Asta o urăsc din tot sufletul. Din tot sufletul. Vă urăsc. Detest divorțul. La fel de tare cum urăsc bărbații care înșală, la fel de tare urăsc femeile care înșală. 84. Detest și vă urăsc în tot sufletul. Bărbații care au așteptări imense de la femei. The fuck? Soția slash prietena slash iubii care sunt cu tine doar pentru că ai bani se mai fină. Mi-e scârbă și mi-e să vomit deja. Tutuit. 86. Nu-mi place și urăsc să merg în spatele cuiva care merge încet.
și nici nu pot să-l depășesc. Mă scoate din săriți. 87. Tâmpita frază pe care o primesc scriitorii. Să mă filmez din profil. Cam un nas mare. Când termin cartea? Mă bat și pe mine în carte? Dar când termin cartea? E o carte. Când o termin, o termin. Și nu, nu te bag în carte. 18. Ești într-un mijloc de transport. Ești undeva. Și un tâmpit de ambele sexe îți blochează trecerea. Vrei să treci. Așa. Și stau cu mâna în șold. Nu se mișcă de acolo. Zici că sunt lipiți. Sunteți lipiți scârbelor. Sunteți lipiți. Vă stă, frate, mâna așa. Uite așa. Uite așa. A dracu. Așa. Numai. Acolo stați fi mie în spate. 89. Detest oamenii grași care poartă haine subțiri și mulate. Arătați dezgustător. 90. Te duci la baie. Și... Vrei să faci ceva și nu poți, pentru că nu știu ce am să scriu aici. Bai plin de puncte-puncte sau de puncte-puncte? Bărnă. 91. Nu vă mai scuipați mucii. Scârbelor. Detest asta, o urăsc. Nu vă mai scuipați mucii pe jos. Înghite-i. Gâții-mări. Înghite-i. 92. Cei care își fac nevoile peste tot. La propriu. 93. Jigodile de șofer care te lasă să treci și după aia te claxonează să te grăbești. Muriți, frate. De ce mai trăiți? De ce sunteți pe pământul ăsta? De ce? What was the reason? 94. Șoferii care opresc mașina pe trecerea de pieton. Pietoni. Carte de legislație scrie că nu ai voie să oprești mașina, never, niciodată pe trecerea de pietoni. De ce o faceți? De ce mai trăiți și voi? De ce? Ce s-ar goli lumea de proști? 95. Urăți părinții. Aia răi. Dacă e copil, creșteți-l, educă-l. Asta nu o detest. Nu am să alerg. Alerg. Grăbesc, poate. Pe trecerea de pietoni. Ca să treacă o mașină. Nu. Aici, unde în Țara Minunilor, unde sunt eu, dacă n-ai oprit la trecerea de pietoni și te vede poliția, ți-a carnetul. De fapt, nu. Așa este și în țară, pentru că eu am învățat legislația din țară. Dacă nu oprești, îți ia carnetul. Punct. Învățați să opriți. Că de asta aveți carnet. 97. Detest slăbănoagele care zic: m-am îngreșat, trebuie să slăbesc. Și sunteți la dietă. Cu rușine mor de foame. 99. Mă enervezi? Foarte repede când vreau să fac ceva și nu merge. Vreau telefonul să-mi pornească o aplicație. Nu a mers, l-am spart. Așa am făcut și cu laptopul. Nu mai am stare. Am ajuns deja la 100 de lucruri pe care le urăsc. Iar la 100 sunt postările oamenilor credincioși când postează poze cu Isus. Sau mesaje temirice religioase. Și se trezesc 70.000 de proști să zică amin. Adevărat, așa este, așa este. Idioților, Dumnezeu nu e pe Facebook. Da? Nu e pe Facebook. Nu mai postați idioțenii de aștia. Nu mai postați. Că mă apucă toate ele. Mi se face scârbă de voi. Oricum e scârbă de voi. Și vă dau snooze pentru 30 de zile și după aia vă blochez ceva. Nu mai postați tâmpenii cu Iisus. Caută-l nu la biserică,
Caută-l în casa ta și în sufletul tău, în gâții, adică biserica, nu te ajută cu nimic. Și ajungem și la biserică. 101. Babele de la biserică care pupă cadavre pe română și se târăsc ca proastele pe jos și mai dau bani. Nu pe jos. La popă. Să-și cumpere popa, merțan. Fimier. Fițiar, de fapt. Că eu nu am credință. De fapt, sunt ateu. Fițiar, credința de râs. Nu mai pupă cadavre, nu te ajută. În Biblie scrie să nu te închini în fața nimănui și să ai un singur Dumnezeu. Tu că ți-ai, babo. Și pe Parascheva și pe Ecaterina, nu știu care, mi-ar scârbă de religia voastră. Asta este strict personal. 102. Ai scris? 54. Scrie-l în gâții, mătii, 54. Detest chestia asta. Nu știu cum să stau. În cărți. Urăsc să citesc numere. Scrieți, frate, 54. Nu, 1700, nu, 5700 și fimier scârbă scrie numere. Fă numere, nu cifre, că nu-mi pasă să citesc numărul tău, căcat. Asta e 102 a doua oară. Când vezi o biserică, că nu te ajută cu absolut nimic. Faci un căcat. Și oricum nu înțeleg care este motivul pentru care atunci când vezi o fucking biserică să-ți faci cruce. What was the reason? 103. Părinții care își dau, detest. Părinții care își dau nume ciudate copiilor. Dă-i nume normale, frate. Nu Sebastian, hai că Sebastian sună bine. Cemerdesa, Șamponela, Goce. Gucci, the fuck? Încerc să fiu scurt pe chestiile ce le urăsc, dar nu pot. Copilul ăla o să poarte numele ăla toată viața lui. Gândiți chestia asta. Îi dea numele Mercedesa. Hai că la merge. Dar nu-i pune Anglia. A venit Anglia la mine. Ce dracu. De ce mai trăiți și voi? Mamă, deci dacă ar fi după mine, cred că pământul ar fi gol. Dă. Urăsc copii needucați. Educați-vă copii. Detest cozile care se formează la case în perioada Paștelui și a Crăciunului, că oamenii mănâncă dar de Paști și dar de Crăciun. Fimiar scârbă, fomentaților. 106. Urăsc să mă împingă cineva de la spate. Îngâții mătii, ai răbdare. Da? Ai răbdare, că nu pot să mă urc niciunde. 107. Urăsc oamenii care au, hai să zicem, de la 50 de ani, între, nu, între 50 și câți vrei tu, adică ești la vârsta 3, ești baba, ești moș, și ai pretenția că toată lumea trebuie să te respecte. Nu toată lumea trebuie să te respecte, gunoi de om, vrei respect? Urăsc colindători care cântă aceeași colindă în fiecare an. Dum, dum, să înălțăm. Boring. Cântă altceva. Urăsc fraza. De Crăciun să fii mai bun. Nu găți mătii, trebuie să fii bun în tot restul anului. 110. Urăsc bărbații care au pantaloni mulați, strâmți pe ei. Dezgustător. 111. 111. Jigodii de oameni care se iau de alți oameni care sunt cu dizabilități. Am văzut chestia asta. Un prost se lua de un orb, iar cineva sări pentru el, pentru băiatul care avea probleme. Bravo, lui. Bine o făcut la o băga, frate, una. Nu vă mai luați de orbi, de oameni care au dizabilități. Proștii, dracu, ce sunteți. Dezvoltați-vă, frate, mental. Da. 112. Transpirația în acțiune. Folosiți deodorant vara. Urăsc chestia asta. Folosiți transpirant vara. Da, fac că vorbesc și eu. Urăsc oamenii care sunt pe lângă că sunt materialiști,
care se laudă cu casele și averile lor, să vă ia naiba, da? 114. Respect tuturor oamenilor care sunt bani, care sunt bogați, dar au o stimă de sine, nu se laudă, sunt, îmi scapă cuvântul, respect oamenilor alora. Adică dacă ai bani, nu arăta, frate, chestia asta. Nu arăta. Bine, nu arăta. Că dacă arăți, eu nu te suport. Oamenii care bârfesc. 115. Habar n-au despre tine, despre viața ta, despre cum ești tu ca om, dar ei bârfesc. 116. Oamenii, detest oamenii, care atunci când te căsătorești, au impresia și îți dau de înțeles că gata, nu te mai fuți cu nimeni, nu mai trăiești, nu mai respiri, nu mai faci nimic. Nu e așa, fratele. Nu e așa. De 117. Pește, ești omorât? Nu personal, că n-am inimă. Dar spune pe cineva să-i bată. Rău. 117. Locurile de parcare. Oamenii care se omoară pentru un loc de parcare. Ai parcat pe locul ăluia. Gata, mâine te omor. Cu mentalitatea asta de proști o să ajungeți departe. În jos o să-i bucure să vă aibă pe toți. 118. Detest huliganii. Îi detest. 119. Bărbații. Masculi. Alfa. Alfa în pulă. Sau la cur. În cur. Așa. De prin liceu. Care, dacă nu te fuți, nu ești ok. Dacă nu fumezi, nu ești ok. Ești retardat, ești nașpa, antisocial. Dacă nu faci aia, de ce mai trăiți și voi? Fetele machiate. 121. Fetele machiate cu 3 kg de gled, 2 de decorativă, the fuck? Și la 50 de ani o să arăți? Cadră. Cadră o să arăți. Cum dracu o să arăți? 3 kg de gled, 2 de... The fuck? Elevii și elevele care merg la școală de zici că merg pe calea Radului. Asta e în Timișoara. Adică pe 121. Dacă ești prost și dacă ești cum ești, stai în banca ta. Nu zi nimic, nu vorbi. Mori. Mori. Ne faci tuturor în serviciu. Idioții de pe Wattpad. Altceva n-am ce zic. Idioții de pe Wattpad. Nu mai scrieți, frate, pe Wattpad. 123. Detest cuplurile care odată ce te-ai frecat, faci copil și avortezi. Nu fă copil, nu. Nu vă futeți. Stați castrați. Castrați-vă. Voi de ce mai trăiți? Tot la 123. Am uitat că el se fute, ea vrea copil, dar el nu vrea și el îi zice ei să avorteze. Dacă nu ai vrut copil, folosește prezervative. Puneți 7 deodată sau mori. 124. Detest femeile cu unghii lungi. Cum dracu te ștergi la cur? Lungi. Exagerat de lungi. Sunteți nașpa. 125. Jigodile de suporteri care devastează, urlă, se bat, se înjunghe, se omoară pentru niște proști care aleargă pe un teren, scuipă 3 flecme, umple tot terenul de muci. The fuck? Voi de ce mai trăiți, frate? De ce mai trăiți? Uite pereții de dinți. De ce mai trăiți? Spălați-vă pe dinți. Detest oamenii care merg la solar. Prăjiții. Prăjitele. Detest filmele cu scenarii de prost gust. Băgați-mă pe mine, că vă fac eu filme mult mai bune. Scenarii de prost gust. Gust. Nu mai există așa ceva în filme. 127.
Detest să văd copii care nu au nici 18 ani și sunt cu țigara în gură. Sau 13, 12. Adică, ce stres să ai la 12-11 ani? Ce stres ai? De ce fumezi? 128. Să moară, Doamne ferește. Urăsc până unde vreți voi. Șoferii care depășesc în curbă este scris să nu depășiți în curbă, în gâții mătii, nu mai depășiți în curbă, că se moare. Ah, scăpăm de proști. Next. Nu-mi place să dau mâna cu nimeni. Nu este igienic. Poate tu, acum 5 minute, ți-ai pus mâna la pulă. Dacă tot am înjurat-o clipul, acum să nu înjur. Nu te-ai șters la cur, ai strănutat pe cine dracu nu știe nici naiba unde ți-ai pus tu mâna și o să dau mâna cu tine? Facem transfer de microbi, de boli? Nu, mersi. 130. Detest oamenii care nu își fac treaba și care fac treaba de mântuială. Când ai un singur job, fă-ți, frate, acel job. 131. Urăsc chestia că atunci când îți faci un act de identitate, buletin, de exemplu, trebuie să faci așa. Zâmbește. Nu înțeleg. Care-i motivul? Dacă faci așa, nu-ți dă lumea seama că ești tu? 132. Pocăiții. Urăsc pocăiții care nu sunt pocăiți. Urăsc toate religiile. Eu sunt ateu. Nu suport popii. Sunt niște șarlatani mai mari decât guvernul. Și la 133, știrile bombă care de fapt sunt praștie. Și am terminat. Urăsc știrile bombă, adică clickbait. Antonia l-a lăsat pe ăla. Cred că am văzut că faza cu Antonia l-a părăsit pe Alex de mii de ori. De ce mai trăiți? De ce mai scrieți tâmpenii așa? Sau de ce mai trăiți? Mergeți și muriți. Gata. Acestea au fost cele 133 de chestii pe care le urăsc. Sunt mai multe, dar că pe mine mă enervează absolut orice. Orice și oricine, orice și oricine. Eu am fost Marius Steaun, nu mai am memorie la telefon. Bye! De ce mai trăiți? Dacă sunteți proști, frate, de ce mai trăiți? Mă să-mi bag telefonul, l-am încărcat. De ce mai trăiți, frate? What was the reason?